ziua praznicului a zimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele, ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. Când a sosit ceasul, Iisus a așezut la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li-l-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu care se varsă pentru voi. Joia Mare este invitație la cină. În luna iunie a fiecărui an, lumea afacerilor și lumea fundațiilor intră într-o stare de febrilitate. Cine va câștiga licitația pentru cina cu Warren Buffett? Warren Buffett este un foarte bogat om al lumii noastre și un mare filantrop. În luna iunie a fiecărui an începe licitația. Cu febrilitate oamenii așteaptă să vadă cine va câștiga cina anul acesta. Sigur, fondurile se strâng pentru o fundație, Fundația Glide din San Francisco, care se ocupă cu ajutorarea săracilor și oamenilor fără adăpost. Dar partea tensionată este cine va câștiga cina și cât va plăti pentru ea. De exemplu, în anul 2010, câștigătorul a fost Tom Wechsler, care a plătit pentru cina cu Warren Buffett. A plătit $2,626,311. În anul 2011, câștigătorul a fost tot Tom Wechsler, care a plătit de data aceasta $2,626,411. Anul trecut, câștigătorul a fost anonim, este anonim. Pentru a cina cu Warren Buffett, omul acesta a plătit suma de $3,456,789. Niște sume exorbitante. Pentru ce? Să poți să petreci în compania unui om foarte bogat, să petreci în compania lui în jurul mesei. E bine, cina cu Domnul Iisus nu se vinde la licitație. Nu este deschisă pentru cei care își permit. Este deschisă pentru oricine vrea să vină, dar nu oricum. Invitația la cina Domnului Iisus este pentru oricine, dar nu oricum. Ea necesită o anume pregătire care stă la îndemâna oricui. Cina cu Warren Buffett presupune să ai cu ce. Cina cu Domnul Iisus presupune să-ți dorești să participi cu El și să te pregătești pentru asta. Această seară este o invitație la cină cu Iisus, o altfel de cină, într-adevăr, o cină în care se oferă, simbolic vorbind, trupul și sângele Domnului Iisus. Haideți să punem în context întâmplarea din această seară.
Iisus a făcut multe afirmații remarcabile, sfredelitoare, șocante de-a lungul vieții sale și toate adevărate. Una dintre cele mai puternice afirmații este următoarea. Tatăl meu mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Am putea crede că conducătorii iudei sau romanii au luat viața Domnului Iisus, dar categoric nu este așa. Nimeni nu i-a luat viața, El și-a dat-o. În ascultare de Tatăl, din iubire de oameni, Domnul Iisus Hristos a acceptat să fie mielul de Paște, mielul de jertfă, care să plătească pentru păcatele tuturor acelora care vor crede în El. Domnul Iisus a venit ca să moară. El știa că urmează să moară. Înălțat pe cruce, în Ierusalim, în timpul zilei de 14 a lunii Nisan, odată cu cei 256.500 de miei jertfiți pentru Paște, conform scrierului Iosefus Flavius. Moartea nu numai că nu l-a luat prin surprindere, ci Iisus Hristos și-a orchestrat-o în cele mai mici detalii. Chiar împotriva voii fruntașilor iudei, care nu voiau să-l omoare în timpul sărbătorii de teama tulburării norodului, menționează Marcu în Evanghelia sa, în capitolul 14. Deci Iisus nu este o victimă a istoriei, nici o viață scăpată de sub control, nici o frumoasă încercare de a ridica morala și religia la un alt nivel. Tot ceea ce a făcut a fost într-un acord perfect cu planul divin. Și punctul de paroxism sosise. Era joia seara. Textul din Luca 22 începe așa. Ziua praznicului azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit. Ziua pentru care Iisus se pregătise era în prag. Însă înainte de a muri, dorește să se vadă cu ucenicii ca să încheie o eră și să înceapă o altă eră. Momentul acesta, joia seara, este epocal, este un moment monumental, este răscrucea istoriei răscumpărării. Această seară urma să încheie vechiul legământ și să inaugureze noul legământ. În această seară, Domnul Iisus Hristos trăiește ultimul Paște legitim și lansează prima împărtășanie. Încheie milenii de celebrare a exodului din Egipt, umbra mântuirii, și deschide celebrarea exodului din păcat, mântuirea în toată realitatea ei. Iisus, mielul pascal, care ridică păcatul întregii lumi. Seara aceasta poate deveni și pentru tine un moment epocal al istoriei vieții tale. Îți poate transforma călătoria pe pământ în viață și viață cu V mare. Poate că Dumnezeu te-a adus aici astăzi pentru a auzi chemarea Lui. Poate că ziua praznicului mântuirii tale a venit. Textul continuă. Și Iisus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: duceți-vă de pregătiți-ne Paștele ca să mâncăm. Unde voiești să pregătim? L-au întrebat ei. El le-a răspuns: iată, când veți intra în cetate, vă va ieși înainte un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el în casa în care va intra și spuneți stăpânului casei: învățătorul îți zice, unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc Paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți Paștele. Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit Paștele. În acest pasaj, două întrebări se ridică. Prima întrebare are de-a face cu omul cu ulciorul cu apă. Un element ciudat în povestire. Cum adică, într-o mulțime de oameni aflați în febrilitatea pregătirii Paștelui, cum știi care este omul care trebuie urmat? Omul cu ulciorul de apă în mână. Cum îți dai seama care este cel ce trebuie urmat? E bine, destul de simplu. De obicei, aducerea apei era sarcina femeilor. Așa că să vezi un bărbat cu un ulcior de apă pe umăr era ceva neobișnuit. Așa că ucenicii au intrat,
au văzut lucruri neobișnuite, au intrat în oraș, au văzut lucruri neobișnuite, bărbatul cu ulciorul cu apă și l-a urmat conform spuselor domnului lor. O a doua întrebare care se ridică din text este următoarea. De ce toată această atmosferă de taină? De ce? E bine, Domnul Iisus își pregătea jertfirea în cele mai mici amănunte. Nimeni nu i-a luat viața cu forța, el și-a dat-o și a pregătit-o în cele mai mici detalii. Textul Scripturii ne spune că Iuda se înțelesese deja cu mai mare norodul lui. Uitați-vă în Luca 22, de la versetul 1 la versetul 6. Deja Iuda se înțelesese cu mai mare norodul lui să-l vândă pe Iisus, să-l trădeze pe Iisus. Și astfel Iuda căuta un prilej potrivit, ne spune textul, să-l dea pe mâna conducătorilor fără știrea norodului. Și ce moment mai bun ar fi fost decât acolo, în odaia de sus, departe de mulțime, departe de norod, ce moment mai bun ar fi fost ca acolo să fie trădat Iisus, să fie luat de mai mari iudeilor și ascuns undeva, dus undeva până trece sărbătoarea. Numai că Domnul Iisus mai avea câteva lucruri de înfăptuit. Și nu uitați, Paștele a fost instituit de Dumnezeu însuși. Acum, tot de El trebuia și înlocuit cu ceva mai bun. După cum Dumnezeu a inaugurat primul Paște, tot așa, prima împărtășanie trebuia instituită, inaugurată tot de El. Așa că nu sosise încă vremea să se lase prins. Acesta este motivul acestei taine. Unde vom servi Paștele? Domnul Iisus face o afirmație care întărește această linie de gândire, care explică, întărește explicația de mai înainte. Domnul Iisus spune așa în textul nostru: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea. Domnul Iisus, înainte de a suferi, avea nevoie, dorea să încheie un legământ și să înceapă un nou legământ. De aici încolo, pasajul nostru se împarte în două părți mari: celebrarea ultimului Paște și inaugurarea primei împărtășanii. Haideți să ne uităm la cele două. Celebrarea ultimului Paște. Luca 22, de la versetul 14 la versetul 18. Știm cu toții, nașterea sărbătorii Paștelui a avut loc odată cu ultima orgie adusă asupra Egiptului, moartea întâilor născuți din orice casă nepregătită, conform poruncii. Și anume, un miel jertfit de fiecare casă, sângele uns pe ușiorii ușii, mâncarea întregului miel în seara aceea de către familia pregătită de plecare. Îngerul Domnului a trecut pe lângă casele ale căror uși erau stropite cu sângele mielului. În celelalte a intrat și a luat viața întâiului născut. Ce au învățat evreii atunci și acolo, din această poruncă a așezării Paștelor? Au învățat câteva lucruri. 1. A scăpa, a fi mântuit de sub judecata lui Dumnezeu, necesită o moarte. Cineva, ceva trebuie să moară. 2. Moartea aceasta poate fi moartea unui substituent, a unui înlocuitor. Poate altcineva, în cazul lor un miel, să moară pentru ca ei să scape, ei să fie mântuiți. Și atunci mesajul Paștelor pentru ei atunci acolo era destul de clar. Dumnezeu poate mântui prin moartea unui suplinitor inocent. Aceasta sărbătoreau evreii în timpul Paștelor. Ritualul celebrării este unul vechi de secole și se desfășura în felul următor. Haideți întâi să citim textul. Citim de la versul 14 în continuare. Când a sosit ceasul, Iisus a așezat la masă cu cei 12 apostoli. El le-a zis: am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima mea, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: luați paharul acesta și împărțiți-l între voi. Pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Când a sosit ceasul,
E vorba de ceasul începerii Paștelui, adică apusul soarelui, când sărbătoarea începea. Această cină era una lungă și structurată pe câteva etape. După spusele lui Iosefus Flavius, la masă erau între 10 și 20 de persoane ca să poată mânca mielul în întregime. Ritualul se desfășura pe câteva etape, cum spunea. Foarte repede să le trecem în revistă. Celebrarea Paștelui începea întotdeauna cu o rugăciune de mulțumire pentru purtarea de grijă și pentru binecuvântările primite. Apoi se servea prima cupă de vin. Vinul era diluat cu apă, 2/3 apă, 1/3 vin. Era numit cupa sau paharul binecuvântării. După primul pahar de vin, urma spălarea ceremonială a mâinilor. Avea sigur și atât un scop sanitar, cât și unul ritualic. Un soi de recunoaștere a nevoii de curățire. Apoi urma mâncarea ierburilor amare, simbolul amărăciunii robiei din Egipt. Bucăți de pâine erau încinse într-un sos maroniu, făcut din fructe, din nuci și din ierburi amare. După ce se termina mâncarea ierburilor amare, urmau cântările Halel. Prima parte. Și aici se cântau psalmii 113 și 114. După care urma a doua cupă de vin. Pentru ca mai apoi, după servirea celei de-a doua cupe de vin, urma ceea ce se chema Haggadah. Capul familiei explica semnificația întregii sărbători. Era partea de lecție obiectuală. Era partea în care capul familiei răspundea întrebărilor copiilor și capul familiei așeza semnificația întregului Paște înaintea mesenilor, înaintea celor ce sărbătoreau Paștele împreună cu ei în aceeași casă. După acest moment de învățare, urma mâncarea mielului cu azimi. Pâine nedospită, pâinea întristării, aceasta era masa principală și se întindea pe o vreme mai îndelungată. Apoi urma a treia cupă de vin și apoi cântările Halel, partea a doua, psalmii 115 la 118. După care, în încheiere, urma a patra cupă de vin. Domnul Iisus Hristos stă și sărbătorește, trece prin sărbătoarea Paștelui, ultimul Paște legitim, urmând toți acești pași. Și evangheliștii ne spun că, după cină, Iisus Hristos ia paharul, ia pâinea și paharul și schimbă înțelesul și înlocuiește vechiul legământ cu ceva nou. Această încheiere de epocă nu îi lasă fără speranță, pentru că ascultați ce zicea Domnul Iisus, căci vă spun că de acum încolo nu le voi mai mânca Paștele până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. Urmează să mă reîntâlnesc cu voi cândva. Vechiul legământ se încheia atunci și Domnul Iisus Hristos și-a dorit mult să ia Paștele cu ucenicii ca să deschidă noul legământ. Inaugurarea primei împărtășani. Luca 22, de la 19 la 20. Să citim textul. Apoi a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și le-a dat zicând: acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele meu, care se varsă pentru voi. Domnul Iisus Hristos ia ultimul Paște legitim și îl transformă în prima împărtășanie. Ia și schimbă simbolurile sau le împlinește, mai bine zis. În centrul noului legământ stă această ispășire făcută de mielul Iisus Hristos. Trupul meu care se dă pentru voi, sângele meu care se varsă pentru voi. În alte cuvinte, lucrul cu care Domnul Iisus vrea să ne lase în minte este acesta: jertfa Lui pentru noi.
Expresia cheie este care se dă pentru voi. Este fraza cheie a noului legământ, a primei împărtășanii înstabilite, instituite de Domnul Iisus Hristos în acea seară, în Joia Mare. Conceptul cheie al mântuirii, conceptul morții substitutive, este exact aici. Cu ce învățătură ne lasă prima împărtășanie, noul legământ? Ascultați-o, nu diferă de cealaltă. De judecata lui Dumnezeu se poate scăpa doar prin moarte. Moartea aceasta poate fi moartea unui substituent. Dumnezeu mântuiește prin moartea unui substituent inocent. Domnul Iisus Hristos este substituentul nostru inocent. Substituentul nostru în moarte. Iisus Hristos este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Ispășirea este lucrarea pe care a făcut-o Hristos prin viața și moartea Lui pentru a ne mântui. Vorbeam cu un coleg despre lucrurile acestea de facultate și cu un soi de aroganță îmi spune: știi ce? Nu am nevoie ca Dumnezeu să dea pe nimeni pentru mine. Cei mai mulți oameni nu văd și nu înțeleg semnificația morții Domnului Iisus. Aceasta din cauza că nu înțeleg problema păcatului și nu înțeleg sfințenia lui Dumnezeu. Păcatul este o ofensă adusă lui Dumnezeu. Păcatul este o jignire adusă ființei lui Dumnezeu. Păcatul este cel mai oribil lucru care se poate face lui Dumnezeu. Păcatul nu este o jucărie, este un monstru căruia îi dăm naștere prin neascultarea noastră. Un monstru care îl jignește pe Dumnezeu în cel mai profund mod. Și din pricina aceasta, Dumnezeu, în dreptatea Lui absolută, trebuie să pedepsească pe păcătos. Dreptatea Lui trebuie să se manifeste, altfel s-ar nega pe sine. Pedeapsa aceasta ar însemna moartea omului, pentru că fără vărsare de sânge nu este iertare, ni se spune în Scriptură. Dar atunci Dumnezeu se afla într-o dilemă. Dacă El și-ar da drumul mâniei Lui împotriva păcatului, să-L nimicească pe cel ce îl jignește, pe cel ce îl ofensează într-un mod profund, Dumnezeu ar nimici exact obiectul iubirii sale, omul. Și și-ar nega un alt atribut al ființei sale, iubirea. Și dintr-o dată Dumnezeu se află la o răscruce. Cum își împacă dreptatea Lui cu iubirea Lui? Dumnezeu trebuia să găsească o soluție care să le împace pe cele două, dreptatea Lui cu iubirea sa infinită, dreptatea infinită cu iubirea infinită. Și a găsit-o. Și a revărsat dreptatea asupra Fiului Său și iubirea asupra omului. Scriptura este așa de clară, Pavel în Roman 3, spune în felul următor: pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate dreptatea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdării lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate dreptatea Lui, în așa fel încât să fie drept și totul să socotească drept pe cel ce crede în Hristos. În esență, aceasta este lupta ispășirii. Dar se ridică o altă întrebare. Este necesară ispășirea aceasta? De ce nu ar fi putut exista o altă modalitate prin care Dumnezeu să acorde mântuire ființelor umane, în afara morții Fiului Său? Nu exista o altă modalitate? Să clarificăm câteva lucruri. În primul și în primul rând, Dumnezeu nu a fost obligat să mântuie pe nimeni. Când apreciem faptul că Dumnezeu, citez, n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit, ci aruncat în adânc unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată, ne spune 2 Petru, capitolul 2, versetul 4, când apreciem această afirmație, ne dăm seama că Dumnezeu ar fi putut alege, pe baza unei dreptăți perfecte, să ne lase pe noi în păcatele noastre, în așteptarea judecății. Ar fi putut să o facă. Numai că iubirea Lui nu i-a dat pace. Și astfel, iubirea Lui a făcut un pas înaintea dreptății Lui.
Dumnezeu și-a ținut dreptatea în control și a dat drumul iubirii sale să se interpună între el și ființa umană. Iubirea lui a făcut un pas înaintea dreptății lui. Și momentul în care Dumnezeu a hotărât în dragostea lui să-i mântuie pe oameni, Scriptura ne spune că nu a existat nicio altă cale. Suntem atât de răi încât nu a existat o cale mai ușoară. Chiar Domnul Iisus s-a întrebat în grădina Ghețimani: Doamne, nu există o altă cale? Dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Dar n-a fost cu putință. Altă cale nu a existat. Suntem atât de răi încât altă cale nu a existat. Totuși, suntem atât de iubiți încât Dumnezeu nu a ezitat să plătească El însuși prețul suprem. Domnul Iisus Hristos a intervenit între mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și noi, săvârșitorii de păcat. Iisus a devenit paratrăznetul nostru. Și acesta este esența noului legământ, care nu trebuie uitată nicio clipă. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Și ca să o facem, ca nu cumva să uităm această jertfă de ispășire care este o resursă pe drum, Domnul Iisus Hristos, din care să sugereze jertfa lui, pâinea și vinul. Două elemente vizuale. De ce? Pentru ușurarea ținerii de minte. Elemente vizuale. Apoi, două elemente comune, necesare vieții, de bază. De ce? Pentru a sugera esențialitatea acestei jertfe. Și două elemente zilnice, vizuale, comune și zilnice, adică folosite cu regularitate. De ce? Pentru a sugera practicarea acestei jertfe. Avem nevoie de ea zilnic. Și iată cum Domnul Iisus Hristos inaugurează prima împărtășanie. Schimbarea vechiului legământ cu noul legământ, luând două elemente vizuale, două elemente comune, două elemente cu folosință zilnică, ca să-și întărească acest mesaj al noului legământ, jertfa lui ispășitoare pentru noi. Cina Domnului este o invitație sfântă pentru cei ce nu au păcatele acoperite, iertate de către Dumnezeu. O invitație la vărsarea lui de sânge. Fără vărsare de sânge nu este iertare, ne spune autorul epistolei către Evrei, capitolul 9, versetul 22. O afirmație periculoasă, o afirmație care poate avea consecințe monstruoase dacă este pusă în practică de cine nu trebuie. În istorie sunt doi oameni a căror nume este asociat cu vărsarea de sânge. Primul este cel care a adus conceptul lagărelor de concentrare. N-am spus niciodată acel sfârșit de zi al lunii iunie. Într-un anumit context, am ajuns la porțile lagărului de concentrare de la Auschwitz. Porțile dădeau să se închide, era seara târziu, soarele se pregătea să apună. M-am rugat de cei de la poartă: dați-mi voie în câteva minute să fug înăuntru, să arunc o privire. N-am venit până aici, aș vrea să văd lucrurile acestea, vă rog. Și mi-au dat voie. Și momentul acela a fost un moment de răscruce pentru mine. Am fugit pe porțile lagărului și am intrat în pustietate de acolo. Toți vizitatorii plecaseră. Și am fugit cât am putut de repede să văd locul. Și am văzut barăcile rudimentare. Și am văzut atmosfera aceea apăsătoare. Simțeai povara jertfelor ce au avut loc acolo. La un moment dat văd clădirea principală și mă repet acolo, pun mâna pe ușă, pe clanță, era închisă. Mă repet la geamuri, niște geamuri întunecate, afumate, murdare. Și îmi pun ochii, mâna în jurul ochilor, să mă uit înăuntru. Și mă uit pe primul geam și înăuntru, într-o cameră, văd un morman uriaș de valize.
Am simțit cum am fior. Erau valizele autentice, valizele lăsate acolo de cei sacrificați în acest lagăr. Am uitat la valizele acelea prăfuite, un morman rupte, aruncate unele peste altele și am rămas o vreme acolo. Apoi m-am mișcat la al doilea geam. Am pus din nou mâinile să mă uit înăuntru și fiorul a revenit. În mijloc era un morman uriaș de pantofi. Din nou am simțit cum mă cutremur. Erau pantofii celor care pășiseră înăuntru pentru ultima oară în viața lor. Amețit de imaginele acestea, mai era un geam. Am fugit repede la al treilea geam. Mi-am pus mâinile la ochi și m-am uitat înăuntru. Am simțit că trebuie să mă sprijin de geam. Înăuntru era un morman uriaș de păr de om. Era părul celor care fuseseră aduși înăuntru, la triaj. Erau tunși și părul fusese aruncat acolo. Un morman uriaș de păr omenesc. Am simțit cum mă cutremur, gândindu-mă la ce s-a întâmplat acolo. Era dovada vie cu o mulțime de litri de sânge au fost vărsați acolo. Inima ți se oprește în loc la mulțimea de vieți prădate pe degeaba, la milioanele de litri de sânge vărsați degeaba. Dacă este adevărat că în al doilea război mondial au murit 72 de milioane de oameni, soldați și civili, asta înseamnă în medie 352 de milioane, 800 de mii de litri de sânge vărsați pe degeaba. Dacă este adevărat că au murit 5.753.100 de evrei în timpul Holocaustului, asta înseamnă alte 28.190.190 de litri de sânge evreiesc. Niște cantități monstruoase de sânge uman vărsat pe degeaba. Grozavă vărsare de sânge. Sângele altora pentru împlinirea vieții unuia. Cu aproape 2000 de ani înainte de Hitler, pe pământ a mai umblat cineva a cărui nume este asociat cu vărsarea de sânge. Dar este vorba de vărsarea sângelui propriu. Sânge vărsat de dragul altora. Hitler și Isus. Unul și-a impus voia asupra altora. Celălalt și-a impus voia doar asupra lui însuși. Pe unul nu l-a costat nimic, pe celălalt l-a costat totul. Unul obligă, celălalt invită. Unul bate din picior, celălalt întinde mână. Trebuie să răspunzi cumva invitației lui. Cumva tot răspunzi. Fie îi primești invitația de a te căi de păcatele tale și a primi iertarea, fie îi respingi invitația. Cumva tot răspunzi. Chiar nerăspunzându-i, de fapt îi răspunzi. Îi răspunzi, nu mulțumesc. Poate că și în viața ta este momentul încheierii unei etape a vieții tale și intrarea în una nouă. Poate este momentul de a lăsa vechea împărăție și a intra în noua împărăție a lui Dumnezeu. De a te lăsa de vechiul legământ cu lumea și a intra în noul legământ cu Dumnezeu. El poate astăzi inaugura noul legământ și pentru tine, dar nu va face cu forța, ci doar invitându-te. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dumnezeu l-a tratat pe Iisus pe cruce ca și cum El ar fi trăit viața noastră. De ce? Pentru ca să ne poată trata pe noi ca și cum noi am fi trăit viața Lui. Dar tratamentul acesta se declanșează doar în urma deciziei tale de a-L primi și urma pe Iisus.
Încă Domnul Iisus Hristos invită. Deocamdată Domnul Iisus Hristos îți întinde cupa milei. Bea din ea și fii mântuit.